Bun găsit, doamnelor, domnilor, primul talk show al zilei, sunt Laurențiu Botin. Vorbim despre cineva care a descoperit apa caldă după mai bine de 11 ani în care România se chinuiește, de fapt, să atragă fonduri europene. Este vorba de comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, care a declarat la Zalău, unde palinca e bună, că România are o birocrație excesivă în accesarea de fonduri europene cu proiecte pentru care trebuie completate câte 5.000 de pagini și cu reglementări suplimentare față de cele cerute de instituțiile europene. Și a dat seama Corina Crețu că birocrația ucide România. Iar doamna ministru Rovana Plumba, aflată alături de comisarul european Corina Crețu, i-a ținut isonul ca un țărcovnic în biserică, spunând vai, 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 cam așa este, vai, 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 și ce o să mai simplificăm noi accesul la fondurile europene? Păi cele două doamne n-au văzut până acum cât de stufoasă este birocrația, n-au văzut până acum că suntem campioni în sensul negativ al cuvântului la accesarea de fonduri europene, n-au văzut că funcționarii statului plătiți din bani publici mai mult pun bețe în roate în momentul în care tu, ca român, care ai auzit de fonduri europene, vrei să te duci și să faci un proiect să accesezi banii ăștia de la Uniunea Europeană, la care contribuie și România cu miliarde de-a lungul anilor? Păi n-au văzut, au descoperit apa caldă zilele acestea. Invitații mei, Dian Popescu de la ALDE, bun găsit! Ia. Senatorul PNL, Cătălin Toma, bun găsit, domnule senator! Cezar Ionașcu, de la Image Academy, antreprenor, bun găsit, Cezar! La telefon Adrian Bența, consultant fiscal. Bună ziua, domnule Bența. Bună ziua tuturor de la B1. Bună ziua dumneavoastră, domnule Laurențiu. Domnul Bența, au descoperit apa caldă, doamna Crețu și doamna Rovana Plumb. Ne-au spus, ne-au declarat că de asta aveam noi nevoie, să ne spună ceea ce știam. Domnule, e atât de stufoasă birocrația asta, accesul ăsta la, e atât de stufos la fondurile europene, încât de aia România nu accesează banii de care are nevoie. Au descoperit apa caldă. Ce le facem acum? Ne spunem că există și apă rece și ar trebui ca cineva să facă niște dușuri reci, să ajungă să gândească mai lucid și să pună interesul țării pe primul loc și nu interesul personal. În ce privește birocrația pe fonduri europene nu diferă de nimic de birocrația pe fiscalitate, de birocrația de a obține o hârtie de la o instituție a statului. Ajunge să fie o luptă seculară să obții o hârtie favorabilă de la o instituție a statului după ce se trec din birou în birou, din procedură în procedură. În ce privește fondurile europene sub așa zisa mască, vreau să vă semnalez și o situație, sub așa zisa mască a de birocrației, pentru că facem niște pași înapoi. Ce s-au gândit unii băieți? Acum, înainte de vreo, până acum vreo 2 ani, România a fost și prezentă, acuzată că fraudează fondurile europene și au fost multe întreruperi de fonduri europene, tocmai pentru această fraudă de fonduri europene. Și tentațiile sunt foarte mari. Eu sunt auditor pe fonduri europene și am văzut multe din astfel de tentații. S-au gândit ei, ce ar fi ca să mai simplificăm noi birocrația, dar să dăm drumul la a curge niște proiecte într-o anumită zonă politică, într-o anumite interese. Ce ar fi să scoatem noi auditorii din joc, ca să nu mai facă ăștia audituri, ca să meargă mai ușor dirijarea acestor proiecte. Asta s-a întâmplat cu fondurile europene. Nu că eu aș fi părtinitor, pentru că oricum n-am mai avut contracte din acest zon, dar mi se pare ceva absolut aiurea. Tu ești acuzat de fraudare și scoți exact unul dintre mecanismele, auditul financiar, din joc, exact mecanismul de combatere cât și de cât a fraudelor. Și aș vrea să vă dau un exemplu concret. Când am auditat eu un astfel de proiect, a venit un prestator de servicii și zice, domne, am carat cam vreo 2000 de basculante de 16 tone cu molus de aici. Și am spus, pardon, vreți să le decontăm? Păi le decontăm, dar hai să le vedem realitatea. Unde le-ai dus? Ai avut autorizație? Unde le-ai depozitat? Ai pățit groapă? În momentul ăla s-a îngălbenit. De fapt, era o măsură doar de a trage niște bani. Eu înțeleg că trebuie să utilizăm fondurile europene, dar acolo, bun simt, nu bagi toată mâna în borcana cu miere. Domnul Bența, haideți acum, spuneți-ne ca și specialist până la urmă. Este adevărat, te duci la, nu știu, la autoritățile astea care îți avizează proiectul de accesare de fonduri europene și te duci, apropo de basculantele de care ne vorbeați, te duci cu o basculantă de hârtii, da? Și pe la fiecare pagină, față verso din aceste hârtii, trebuie, cum să vă spun, să treci și cu caracterele alea. Dacă nu stai în New Roman, trebuie să fie colibri. Că dacă nu-s colibri, nu accesezi proiectul european. Dacă iepurașul are bască și basca are moți, e bine. Dacă n-ai moți la basca aia, iar nu e bine. De ce? Pentru că funcționarii din statul român, de fapt de frica DNA-ului, fac orice este posibil ca nimeni să nu acceseze fondurile europene. Pe principiu, bă, dacă nu muncim,
nu greșim. Și promite Romana Plumb simplificare. Ce aia simplificare? Sigur, acum eu nu acuz o instituție a statului că sperie pe cineva. DNA-ul trebuie să-și facă datoria și noi trebuie să respectăm legea. Problema este că am transpus în legislația noastră niște birocrații mai ridicate decât cele aplicate în comunitatea europeană. Deci dacă e același proiect implementat în Franța, în România și în Germania, o să vedem că noi în România avem cea mai mare birocrație. Și vă spun iarăși din caz practic. Când veneam, făceam comparație. Ce făceau auditorii dintr-un stat, ce făceau auditorii din România. Păi ăștia ai noștri făceau 50 de proceduri în plus, ceilalți aveau o procedură mai stuplă și mergeau exact pe esență, acolo unde se poate face frauda. Da. Mulțumesc, domnule Bența. Domnilor, s-a trezit Corina Crețu, îngânată de Romana Plumb, să descopere roata. Adică au descoperit roata în România, pe la Zalău. Mă, pe la Zalău au descoperit-o și au spus ei că la întâlnire, ele, la o întâlnire cu oamenii de afaceri, dole, păi de-aia nu avem noi fonduri europene, pentru că în România birocrația ucide orice, din fașă orice intenție de a accesa fonduri europene. Aoleu! Păi nu trebuie să justifice și dânsa un salariu? Pentru că e acolo de... mai comisarul european. Are a face? Zice cineva că ce se întâmplă la Bruxelles e ceva adevărat? Eu spun că e ceva care e foarte plin cu fum acolo și plin cu ceață. Să fac niște... Că am fost în Bruxelles, am fost la comisie, am fost dus cu munca, ca să spun așa, că lucram în Big Four și am văzut ce înseamnă niște stive de hârtie pe care ei le emit și se bazează pe o singură mare, pe un singur mare principiu, nimeni nu le citește. Da? Și dacă cumva te apropii de ei, îți spun, noi le-am citit, citește-le și tu. Și în timpul în care tu te-ai pus să le citești, ei merg în continuare cu puseurile astea de pungă cu fum. Dacă să revin la realitatea imediat. Nu vreau să vă întrerup, dar dânsul a punctat foarte... Nu, un fapt, pentru că dânsul a punctat foarte bine. Birocrația a plecat de la Bruxelles spre noi. Bun. Nu apăr nicio castă, nici cealaltă. Haideți să ajungem la noi în casă. Nu știu dacă din cei de față au participat sau nu. Am fost angajat la un moment dat într-o echipă din Big Four. În Ministerul Dezvoltării era domnul Videanu, Ministerul Fondurilor Europene era domnul Videanu ministru. Și eram închiși într-o cameră și trebuia să facem un soft, să elaborăm un soft de cuantificatori calitativ și cantitativ pentru procesare fonduri europene. Era prima tranșă de post-dru de 60 de milioane de euro, pe care am împărțit-o. La un moment dat, mai în glumă, mai în serios, a venit un secretar de stat, povestea pe scurt, și a zis, aceasta nu este lista corectă. Eu am rămas cu traumă din secunda aia. Deci eu am rămas sunteți cu traumă. Sunteți, dumneavoastră a stat 3 luni aici cu 9 colegi, înfruntând zăpadă, că nu venea taxiul pe Calea Victoriei. Erau minus 30 de grade, în sfârșit munceam câte 10 ore pe zi, primeam un salariu și pentru că am îndrăznit să-l înfrunt, mi s-a tăiat bonusul un an de zile în acest Big Four în care lucram, pentru că i-am zis, prietene, dacă vrei să mănânci și să-ți iei parandărătul, dă-ne și nouă, că vrem și noi să mâncăm, nu că ceream sau... S-a ofuscat foarte tare și mi-a zis că nu, aceasta este lista corectă și dacă noi nu semnăm și nu punem ștampila, nu e în regulă. Erau, hai să spunem, proceduri care s-au prescris că au trecut mulți ani de atunci. Dar se întâmplă și cu asta închei, se întâmplă un fenomen astăzi, a pierit gașca prin care se scurgeau fonduri europene în România. Băieții au sesizat că nu mai pot să pună mâna și au început să nu mai efectueze fonduri europene. Ca să o zic românește, a început să li se rupă, nu că nu li se rupea și înainte. Stați puțin, domnul senator, haideți că ați condus și o administrație locală, spuneți-mi și mie acum, cât de sisifică este munca prin care să accesezi un pârci de bani de la fonduri europene? În România. Încă o dată. Șansa reușitei, dacă putem să vorbim așa, gen Liviu Pop, nu? Șansa unei administrații publice locale este într-adevăr accesarea fondurilor europene, pentru că există o șansă reală de a primi bani reali. În rest, trebuie să stai cu căciula pe la diferite uși cu anumite coloraturi politice. Dar, spunea colegul de platou că de la Bruxelles a venit birocrația. Fals! Birocrația, să știți că vine de la noi. De la angajați aceștia care sunt angajați prin nepotisme sau prin ce Dumnezeu relații și cunoștințe și care încearcă sub tot felul de tipuri să mai ceară câte ceva. Așa e la noi. Ca să se acopere cu hârtie, domnul senator, sau din incompetență? Există acest pretext că vine DNA-ul peste noi. E adevărat. DNA-ul nu vine peste noi. DNA-ul te cheamă la ei dacă e nevoie. Trebuie să ne gândim la un lucru. În acest moment, în 2017, vorbim despre fonduri europene și vorbim despre dosare întregi pe care primarii, și aici pot să spun că știu despre ce vorbesc,
Se duc cu ele la subraț, efectiv, așa cum vă spun eu, se duc cu ele la subraț, dita mai dosarele. Și nu-i de ajuns un dosar, trebuie să fie 3 exemplare. Și atenție, un exemplar rămâne la Agenția Județeană de implementarea fondurilor europene. Așa. Un dosar se duce la Agenția Regională și un dosar se duce la Autoritatea de Management, adică la București. Pleacă pe fiecare dosar, dacă dau un exemplu, un dosar poate avea 400 de pagini. Pe fiecare pagină, cu toate că tu, reprezentantul legal autorității contractante, semnezi, pui ștampilă, ești obligat, altfel nu-ți primesc, îți dau înapoi, am pățit și eu această situație, îți dau înapoi dosarul, pentru că nu ai pus și ștampila de conformitate, conform cu originalul și pe fiecare pagină primarul trebuie să semneze din nou, repet, 400 deci, de pagini. Deci pe principiu iepurașul n-ai bască. Dar atenție, nu 400 de pagini a unui singur exemplar, ci pe toate cele 3 exemplare. Mergem mai departe, ne ducem cu, dau exemplu, Vrancea. Deci fiecare primar trebuie să plece la Constanța, pentru că de acolo, facem noi, avem agenția regională. Și trăim într-o perioadă în care vorbim despre semnătura digitală, da? Dar nu există, nu se aplică în administrația publică locală. Trăim într-o societate în care există din 2016 ștampila scoasă. La primării nu există acest lucru. Dar n-a aflat și Corina Crețu sau dacă, cum? Asta trebuie să vă spun. Gândiți-vă că noi am propus, noi în calitate de primari în momentul întâlnirilor asociative, am zis să transmitem prin mail. Că am zis, domnule, un exemplar prin mail, un exemplar prin curier, se existe și partea scriptică și partea tehnică. Nu. Trebuie să te duci acolo, să te încolonezi, să pleci de dimineață, să ajungi acolo, să prinzi funcționari într-o... Pentru că, atenție, și acolo la funcționari, nu sunt mulți. Să nu vă imaginați că sunt mulți. Sunt 2-3 pe fiecare zonă. Trebuie să-ți într-o dispoziție de serviabilitate. Au în fișa postului foarte multe atribuții, printre care și evaluare, și contractare, și așa mai departe, și verificare pe teren. Și poți să ai surpriza neplăcută ca șeful dimineață să-i fi spus, te duci în Brăila și verifici un proiect, iar tu de la Vrancea te-ai dus până acolo ca să auzi că, de fapt, cel care, ofițerul de proiect, este plecat. Eu am prezentat acum în linii mari poate ce se întâmplă administrația publică locală. Ăsta este adevărul. Asta. Noi românii suntem cei care punem tot felul de blocaje, creăm tot felul de blocaje dintre aceste administrative. Și atenție, când vine vorba despre o... Vă dau exemplu acum cu PNDL-ul. Dumneavoastră știți că toți primarii acum sunt în fugă, în goană, după obținerea vizelor de mediu, de tot ceea ce înseamnă pentru accesarea și pentru contractarea, pentru investițiile pe PNDL. Știți că în perioada august sunt concedii. Vă dau exemplu concret, la comuna Jaliștea, spre exemplu, a durat 2 săptămâni la mediu să obțină un aviz, 2 săptămâni, pentru că persoana care era repartizată pe zona noastră a fost în concediu. Asta era ca în Albania, în al doilea război mondial, când a participat cu aviația, era bolnav pilotul. Gândiți-vă ce înseamnă să vorbim despre accesarea unor fonduri europene care sunt, atenție, pe termene. Domnul... Iar termenul nu spune acolo, dacă nu ai îndeplinit până la un anumit termen, îl poți prelungi o singură dată, dar nu mai mult de jumătatea perioadei contractate. Deci suntem varză. Domnul Popescu, ce spune dumneavoastră, doamnei Corina Crețu? Dar repede, că nu, mai am un subiect interesant. Eu vreau să fiu corect. Hai să-i transmitem, nu, că e România, nu? Nu, dar știi, de acord, doamna comisar, îmi cer scuze, sunt convins că știe, având în vedere experiența, și aici nu cu ghilimele. Chiar experiență, în sensul politic vorbind, cred că știe în amănunt tot ce înseamnă această birocrație. Ziceți, domnul Popescu, mă mir că s-a trezit atât de târziu, în mijlocul exercițiului bugetar 2016-2020. Noi am accesat exact zero. Și gândiți-vă că doamna comisar, exact cum spunea colegul de platou, a luat o indemnizație de la începutul mandatului. Domnul Popescu, o fi pe la Zaloș acum. Eu am văzut declarația toată acolo. Și cel care a spus, de aia v-am spus, birocrația a plecat de la Bruxelles și Bruxelles știe de birocrația din România, numai că au tăcut din gură și le-a convenit. Corina Crețu a declarat așa, voi merge la Bruxelles și voi supune Parlamentul European schimbarea regulilor întrucât birocrația blochează anumite țări. Numai puțin. Și ce înseamnă asta cu voi mergeți la Bruxelles? Exact cum e ploaia. Iar a tras semnalul de alarmă și vis-a-vis de birocrația din România. Haideți să fim corect să luăm toate declarațiile. Dar n-ai vrea să nu mai tragem semnale de alarmă. Dacă mergem mai apotic așa, să facem lucruri. Să nu ne convine. Eu dau dreptate. Birocrația asta au trecut toate partidele politice. Uite, semnal de alarmă tragem noi acum. Toate partidele politice au trecut și au susținut această birocrație. Aici nu există culoare politică. Domnilor, știți că România...